La sfârșitul săptămânii trecute, poliția orașului Strehaia a fost sesizată de o femeie de 48 de ani din comuna Breznița Motru, cu privire la faptul că soțul său a plecat de la domiciliu la data de 20 octombrie 2021 și nu a mai revenit. Alături de forțele de ordine, la acțiunile de căutare au participat 30 de voluntari din comuna Breznița Motru. Femeia le-a povestit polițiștilor că în timp ce se afla la domiciliu, pe fondul unor discuții în contradictoriu, soțul său a ieșit pe poarta locuinței și a plecat pe drumul public. Femeia a mai precizat că în seara respectivă, bărbatul nu s-a întors la domiciliu, a doua zi căutându-l prin împrejurimi, însă nu l-a găsit, solicitând ajutorul poliției. Vineri, pe raza localității Breznița Motru, s-a desfășurat un exercițiu de amploare coordonat de Serviciul de Investigații Criminale și Serviciul Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți. Acțiunea a urmărit testarea modului de gestionare în sistem integrat a unei situații de criză, a capacității de coordonare a efectivelor participante și a modului în care se asigură comunicațiile între echipele de intervenție și punctul de comandă instituit la fața locului. Din fericire, toate acestea au făcut parte dintr-un exercițiu de amploare coordonat de Serviciul de Investigații Criminale și Serviciul Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți. Acțiunea a urmărit testarea modului de gestionare în sistem integrat a unei situații de criză, a capacității de coordonare a efectivelor participante și a modului în care se asigură comunicațiile între echipele de intervenție și punctul de comandă instituit la fața locului.